Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei, prieteni, la o nouă etalare, bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru Zodia Taur, Luna sau Ascendent în Zodia Taur, pentru următoarele zile, următoarea săptămână. Sfatul meu este să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o, e gratuit și în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri din partea oracolelor a tarotului în etalările viitoare. Haideți să vedem pentru Zodia Taur, Luna sau Ascendent în Zodia Taur ce va fi, ce va urma în următoarele zile, în următoarea săptămână, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip, pentru cei care s-au înscris, pentru cei care s-au abonat, pentru cei care mă urmăresc. Cineva aici dintre voi are probleme cu gâtul, cu tiroida sau probleme cu a înghite, a degluti. În general, persoanele care au probleme cu tiroida evită să vorbească, să spună ceea ce simte, ceea ce gândește, din motive diferite, din frică, pentru a nu se certa. Eu vă sfătuiesc să vorbiți ceea ce doriți, ceea ce simțiți, pentru că altfel poate dăuna sănătății dumneavoastră și vă îmbolnăviți cu tiroida. Sunt persoane dintre voi care au deja probleme. Și sunteți mulți, o să spuneți, păi, suntem foarte mulți și e normal. Eu spun ceea ce simt, ceea ce percep, ceea ce... Dar văd și pe cineva care suferă de reflux gastric, probleme cu stomacul. Haideți să vedem pentru Zodia Taur, Luna sau Ascendent în Zodia Taur. Da, aici cineva a primit o veste nu tocmai plăcută și din acest motiv e ca și cum suferă de atac de panică sau probleme cu a înghiți, cu gâtul, o amărăciune din cauza unei dezamăgiri, unei pierderi. Cineva aici are anumite regrete pentru ce nu mai e, pentru ce a pierdut, ați pierdut pe cineva drag. Ați avut o pierdere sau cineva a avut un joc, s-a răzbunat pe dumneavoastră sau nu a jucat într-un mod corect și v-a amărât, să spunem așa, v-a adus o amărăciune, o nedreptate pe care cineva v-a făcut-o din trecutul dumneavoastră. Dar aici văd că... Sau poate fi în dragoste. Ok, cineva aici v-a trădat. Cineva umblă din floare în floare și v-a mințit, v-a trădat. Este o persoană de care sunteți îndrăgostiți, este o persoană pe care o iubiți. Și văd că veți primi o veste bună, o veste urâtă sau văd că ceva va întârzia să apară. E o persoană care vă place sau poate persoana iubită nu v-a adus flori. Apropo, la mulți ani, vă doresc o primăvară frumoasă, minunată. Îndrăgostiți, aici văd că va reveni această persoană în viața dumneavoastră dacă v-ați despărțit sau certat. Va reveni pentru că există foarte multă pasiune, foarte multă atracție și văd că va fi o transformare în relația dumneavoastră. Poate unii dintre voi sunteți într-o relație de trio sau ați aflat că sunteți într-o relație de trio și aveți interes pentru această persoană. Va trebui să faceți anumite alegeri cu persoana iubită sau vi se spune că va trebui să faceți anumite alegeri și să vă ascultați inima sau unii dintre voi poate vă ocupați de artă, de creativitate, de frumusețe și ați avut o pierdere și ceva întârzia să apară sau
sunteți contrarietat, e ca și cum într-o confuzie, sunteți confuză sau veți fi confuză în ce privește poate un tânăr sau copiii dumneavoastră sau persoane mai tinere decât dumneavoastră în ce privesc pasiunile, în ce privesc colaborările, parteneriatele. Și văd că există aici o persoană în jurul dumneavoastră care nu este tocmai sinceră, nu este tocmai onestă, e o persoană răutăcioasă, răzbunătoare, o persoană care este mai agresivă, mai impulsivă, care riscă sau îi place să riște, își privește interesele, complotează împotriva dumneavoastră. Este un dușman aici pe care îl aveți și văd că veți face un drum sau vă veți îndepărta de această persoană sau o persoană de la drum dorește să plece, o să facă o călătorie. Dar văd că va fi o schimbare. O schimbare și o femeie cu părul castaniu poate are un rol important. Castaniu deschis chiar. Poate dacă sunteți dumneavoastră veți pleca la drum sau vă veți muta la această femeie. Sau va fi o schimbare pentru această femeie? O schimbare de situații, de destin? Lumea. E clar, aici s-a terminat ceva. Aici s-a terminat ceva. S-a completat ceva. Poate s-a terminat o relație. Sau aveți un blocaj, sunteți blocate în momentul de față, în propria noastră lume, în propria noastră minte, în propria noastră minte. Taur, Scorpion, Leu, Vărsător. Sau vă gândiți să plecați sau așteptați să plecați la drum peste otare sau persoane din lumea dumneavoastră, mică, mare, v-au dezamăgit, v-au făcut o nedreptate și văd aici că va fi o transformare în viața dumneavoastră, vi se spune să fiți echilibrați, temperați, pentru a duce un echilibru în viața noastră, pentru a vă vindeca în ce privește un acord sau în ce privește o relație de cuplu, vi se spune să fiți moderați, să vă păstrați calmul, să ascultați punctul de vedere acelei persoane pentru a ajunge la un comun acord. Zodia Săgetător poate are un rol important. Poate fi de altă naționalitate această persoană. Și ceea ce doriți dumneavoastră, vi se spune să mai aveți răbdare, că va mai dura. Va mai dura. Și văd și că vor fi persoane prietenoase care vă vor sta alături. E posibil prietenii să vă stea alături. O persoană angelică. O persoană care vă poate ajuta să vă regăsiți echilibru, să vă regăsiți pacea interioară. Vă poate aduce serenitate. Da, o veste neplăcută pentru că cineva își privește interesul și trebuie să vă protejați. O persoană care v-a promis ceva și nu se va ține de cuvânt și veți fi în contratimp sau va întârzia ceva să apară. Da? Și vă veți da seama că alegerile nu au fost mai potrivite și va fi o schimbare aici. Ori să plecați, ori poate vă autosabotați. O decepție din partea unei persoane poate mai agresive, mai impulsive, o persoană care vă intimidează prin modul său de a fi. Haideți să vedem și îndrăgostiții. Mulțumesc. Aici, îndrăgostiții, văd că vă veți vindeca sufletul. Regina de Cupe, Zodia Rac, poate are un rol important în viața dumneavoastră. Văd o persoană care simte sentimente profunde pentru dumneavoastră. Este o persoană empatică, o persoană sinceră, o persoană care are sentimente sincere pentru dumneavoastră, o persoană care poate este mai empatică sau o persoană care se ocupă de lucruri oculte în sensul că citește în tarot sau astrologie, numerologie sau este mai intuitivă această persoană. Văd că are interes pentru dumneavoastră, sunteți la sufletul său, la inima sa și poate fi o mamă sau poate o fi o soție care vă va sări în ajutor. Vedeți, ne dușmanul cu diavolul. Deci ce să mai zic? Nu l-am ales eu, au sărit ele.
Este o persoană care are vicii, dependențe sau o persoană care manipulează, o persoană care e toxică, dorește să vă țină legați, să vă țină pe loc. Există aici un dușman care va aduce toxicitate în viața noastră și manipulare. Și cred că veți da la spate, veți face o schimbare în viața noastră. Sau văd că vor fi anumite un blocaj mental în ce privește această persoană și vă veți gândi foarte mult la cum e această persoană sau vă va supăra poate. Zodia Capricorn poate are un rol important. O persoană foarte orgolioasă, foarte e prepotentă, obsedată, poate fi chiar posesivă și geloasă. O persoană care își privește interesul pe plan financiar. Și cu, da, o schimbare aici. Văd că cineva se va îndepărta, va lăsa totul la spate. Și o femeie aici văd că vă va ajuta sau vă va oferi un sfat, un ajutor, o sumă de bani, semne de pământ, aur, fecioară, capricorn aici. Văd că veți avea parte de stabilitate, de securitate, de prosperitate, chiar de bani. Da, de noi începuturi, un nou job, un nou drum, o nouă oportunitate în viața mea voastră. Noi începuturi pe plan financiar din partea acestei femei. Poate vă va ajuta această femeie. Da, aici spune că tu știi deja ce trebuie să faci, dar trebuie să faci primul pas. Deja știi. Ce trebuie să faci? Să lași ceva în spate. Ești intuitivă. Și uite, poate citești în tarot sau asculți etalării de tarot pe canale de YouTube. Dar trebuie să faci primul pas. Și aici îmi spune că te vei retrage. Te vei retrage poate la țară, poate undeva unde este mai multă natură. Te vei retrage în pădure sau... Nu știu, te vei retrage în solitudine, da? Pentru a sta în solitudine, în ce privește viitorul tău, pentru a fi prudent, pentru a reflecta chiar. Ai încredere în visele tale. Ai încredere în visele tale. Cineva aici trebuie să studieze sau vrea să studieze. Și încredințează-te divinității. Lasă-te pe mâna divinității. Și văd și că veți primi o sumă de bani din partea acestei persoane cu părul castaniu, cu ochii maroc, negri sau verzi, albaștri, pentru o persoană de la drum, care are nevoie, o persoană singură sau o persoană în dificultate pe plan financiar. Dragii mei, sper că v-am putut ajuta, vă mulțumesc că m-ați urmărit, să ne vedem cu bine data viitoare, la revedere, o săptămână minunată!